Salutare tuturor! Bine v-am găsit la TV Guide! Eu sunt Ada și vă aduc recomandările TV pentru astăzi. Pe ProTV de la ora 20:30 puteți urmări filmul Glonț în cap cu Sylvester Stallone. Producția spune povestea lui Jimmy Bobo, un asasin din New Orleans care face echipă cu un detectiv din New York într-o investigație de proporții ce îi poartă de pe străzile orașului New Orleans până pe coridoarele puterii din Washington DC. Neobișnuitul cuplu, format în urma unor crime oribile care au afectat viețile amândurora, este decis să nu lase pe nimeni să-i stea în cale. Pentru a se răzbuna, cei doi sunt în stare să sacrifice totul. De la 21:50 pe HBO puteți urmări filmul Expatriatul, cu Olga Kurilenko și Aaron Eckhart. Fostul agent CIA, Ben Logan, speră să aibă parte de un nou început împreună cu Amy, fiica sa de 15 ani, de care e înstrăinat. El acceptă o slujbă în Belgia ca expert în securitate pentru o corporație multinațională. Sosind într-o dimineață la lucru, Logan descoperă că divizia sa nu mai există, că toți colegii au dispărut și că asistentul său e de fapt un agent antrenat să-i omoare pe el și pe fiica sa. Ca să supraviețuiască suficient de mult pentru a-și da seama ce s-a întâmplat, Logan și Amy sunt nevoiți să fugă, urmăriți de o echipă de ucigași foarte bine antrenați. Eyes on the road! It's okay, baby. Put your seatbelt on. Why would someone you work with try to kill us? I don't know what's going on here. Who are these people? Co-workers. You can kill a man with your bare hands. You can move through a crowded station without the cops even knowing you're there. You can speak like Russian. You can look at a bunch of photos and instinctively know where you'll find the bodies. What father can do those things? I don't even know who you are. I was working for the CIA. Ben Logan, one of your operatives. Ben was decommissioned 6 months ago. Can you find him? It's no secret you knew him intimately. I'll get on. Mr. Logan, you do not, nor have you ever, worked for a subsidiary of this company. I can fix this. We'll get you his last known location. I want answers. You brought me to a foreign country. You lied. Pe AXN de la ora 21:05 puteți urmări un nou episod din serialul Un vârcolac adolescent. Scott era un tânăr obișnuit până ce o mușcătură i-a schimbat fundamental viața. Acum se chinuie să înțeleagă cine e și ce ar putea să devină. Scott încearcă să își controleze impulsurile, dar se teme mai tot timpul că ele vor ajunge să-i controleze fiecare gest. Pe Viasat Explore de la ora 21:25 puteți urmări documentarul Orașul Furtunilor. Această serie de documentare extrem de ambițioasă duce furtunile la un nivel cu totul spectaculos. Folosind o tehnologie de ultimă oră, ne face martori la distrugerile cauzate de dezastre naturale orchestrate, ce creează haos într-un oraș proiectat special, echipat complet cu camere video rezistente la explozii. În episodul din această seară, o avalanșă de proporții se prăvălește peste orașul și clădirile construite la poalele unui munte, în condiții de îngheț, distrugând tot ce-i stă în cale. De la 21:30 pe TVR1 puteți urmări în direct de pe Cardiff City Stadium Supercupa Europei, disputată între câștigătoarele Ligii Campionilor și Europa League, Real Madrid și FC Sevilla. Real Madrid a câștigat Liga Campionilor pentru a 10-a oară în istoria sa, după ce a învins echipa Atletico Madrid în finala competiției disputată pe stadionul Dalus din Lisabona. FC Sevilla a câștigat Liga Europa după ce a învins echipa portugheză Benfica Lisabona în finala disputată pe Juventus Stadium din Torino. Acestea au fost recomandările TV pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Sunt Ada și vă doresc o zi frumoasă!
Un grav accident rutier a avut loc în această după-amiază pe raza localității Rateșul Cuzei din comuna Rebricea. În accident au fost implicate două autoturisme în care se aflau 6 persoane, dintre care 2 au fost rănite. Un bărbat blocat între fiarele autoturismului a fost descarcerat și a primit îngrijiri medicale în ambulanță, iar cea de-a doua victimă, o femeie de 35 de ani, a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Vaslui, aceasta acuzând dureri în zona bazinului. Celelalte persoane aflate în interiorul autoturismelor s-au auto-evacuat și nu au necesitat îngrijiri medicale. Un cunoscut masseur din Focșani și fiica acestuia, în vârstă de 33 de ani, au murit ieri după amiază în urma unui accident produs pe centura Buzăului. Cei doi se îndreptau la aeroportul Otopen, de unde tânăra urma să plece în Anglia. Din nefericire, un alt autoturism matriculat în Dolj a intrat pe contrasens direct în autoturismul în care se aflau focșănenii. Victimele au fost preluate în stare foarte gravă și au decedat la spital. Pe rețelele sociale, rudele și localnicii au lăsat mesaje de condolianțe familiei îndurerate. Inclusiv primarul Focșianului, Cristi Miseila, este afectat de moartea bărbatului și fiicei sale. Un teribil accident rutier soldat cu moartea unui bărbat în vârstă de 40 de ani s-a produs azi noapte în localitatea Bosanci. Jucătorul auto a pierdut controlul volanului, a lovit un cap de pod și apoi s-a răsturnat cu mașina pe carosabil. Bărbatul a fost găsit de medici în stop cardiorespirator, dar în ciuda manevrelor de resuscitare, acesta nu a mai putut fi salvat. De asemenea, un al doilea accident mortal a avut loc aseară pe DN2 E85 în localitatea Drăgușeni. Doi bărbați au fost loviți în plin de o mașină. În urma impactului violent, un bărbat în vârstă de 67 de ani a murit, iar altul de 38 a fost transportat la spital. Conducătorul autoturismului a fost monitorizat la fața locului și ulterior a refuzat transportul la o unitate medicală. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. La noapte, în Dobrogea și în estul Munteniei, cerul va fi noros. Temporar va ploa, iar cantitățile de apă vor depăși local 10-15 litri pe metru pătrat și izolat se pot totaliza peste 25 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, înorările vor fi temporare și numai pe arii restrânse va ploa slab. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în sudul Banatului, pe litoral și în zona montană înaltă. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 0 grade în depresiunile Carpaților Orientali și în jur de 15 grade pe litoral. În zonele joase de relief, izolat, se va semna la ceață. În capitală, în prima parte a nopții, cerul va fi mai mult noros și trecător va mai ploa, apoi va deveni variabil. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 10-11 grade. Spre dimineață, îndeosebi în zona preorășenească, vor fi condiții de ceață. Mâine vremea se va încălzi în sudul, estul și centrul țării, iar în rest, valorile termice vor fi în general comparabile cu cele din ziua precedentă. Cerul va prezenta înorări și va ploa mai ales sub formă de aversă și vor fi posibile descărcări electrice în Maramureș, local în Crișana și izolat în Banat, Transilvania și nordul Moldovei. În restul teritoriului, cerul va deveni variabil și doar în primele ore ale zilei, în extremitatea de sud-est, vor mai fi ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 24 de grade. Dimineața, în zonele joase de relief, izolat, se va semna la ceață. În capitală, vremea va deveni, în general, frumoasă și se va încălzi. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 23-24 de grade. În primele ore ale zilei, vor fi condiții de ceață. La munte, cerul va avea înorări și va ploua, în general slab, cu precădere în cursul zilei, mai ales în Carpații Occidentali și nordul Carpaților Orientali. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe creste în cursul nopții. Temperatura aerului va avea valori mai ridicate decât în intervalul anterior. Pe văi și în depresiuni, dimineața vor fi condiții de ceață.
obișnuiește-te cu 3 deodată! De sărbători alegeți serviciul preferat de la RomTelecom, televiziune, internet sau voce și primești cadou pe viață abonamentele economice pentru celelalte două servicii. Vreau să-mi sun toate clientele de ziua lor sau, mai bine, pe soții lor cu o zi înainte. Vreau să fiu bunica lor tot timpul, nu doar în vacanțe. Vreau să fiu alături de oamenii mei, oriunde mă duce afacerea mea. Acum vorbești liber, din RomTelecom către Cosmote. Suntem cea mai mare comunitate pentru tine. Peste 13 milioane de utilizatori. Vreau ca tati să nu mai spună tati, trebuie să închidă acum. Vreau să mă sune toți, să audă cel mai fericit om din lume. Vreau să-mi sun toate clientele de ziua lor, sau mai bine, pe soții lor cu o zi înainte. Vreau să fiu bunica lor tot timpul, nu doar în vacanțe. Vreau să fiu alături de oamenii mei, oriunde mă duce afacerea mea. Acum vorbești liber, din RomTelecom către Cosmote. Suntem cea mai mare comunitate pentru tine. Peste 13 milioane de utilizatori. Pasiunea, nebunia, drama, spectacolul sunt toate numai aici pentru tine. Ce mai aștepți? Din iulie, Liga 1 vine la Dolce Sport. Alege Dolce Sport HD și trăiește marile bătălii din Liga 1 în High Definition. Ai super calitatea sunetului și imaginii și vezi de 5 ori mai multe detalii în acțiune. Ia-ți acum televiziunea Dolce și încearcă gratuit calitatea HD. RomTelecom. Împreună acasă. De 5 ori mai multă luptă. De 5 ori mai multă glorie. De 5 ori mai multe lacrimi. De 5 ori mai mult spectacol. De 5 ori mai multă bucurie. Ia-ți Dolce HD și vezi de 5 ori mai multe detalii în acțiune. Acum ai Dolce Sport HD, canalul de sport unde trăiești toate marile competiții la calitate High Definition. Treci pe HD cu 2,5 euro pe lună. RomTelecom. Împreună acasă. Trăiește în direct cel mai mare spectacol fotbalistic din lume. Acum, pe Dolce și DolceTV.ro, vezi live toate meciurile UEFA Champions League. Întregul spectacol. 146 de meciuri transmise în direct. Numai pe Dolce și DolceTV.ro. Cu televiziunea Dolce de la RomTelecom ai mii de filme în fiecare lună și seriale cât vezi cu ochii. Iar ca să fii mereu pe fază, nu pierde transmisiunile sportive. Și dacă visezi să fii explorator sau om de știință, Dolce îți aduce mii de documentare lunar. Comandă acum televiziunea Dolce la 0219858 și primești gratuit un pachet suplimentar la alegere. Dolce RomTelecom, cea mai bună alegere. Ah, uite că vine. E de să mănânci. Mănâncă mult. S-au găsit și în sfârșit. Purmeilor, înțeleg că aveți 6 luni gratis de la Dolce. Dar mai băgați-vă și pe mine în seamă. Gata! Dolce, te uiți gratis. Lână pentru bunica? Avem. Mașină uriașă de popcorn? Avem. Baterii? Avem! De telecomandă! Fii gata pentru 6 luni de abonament TV gratis de la RomTelecom Dolce. Cheltuiește-ți banii cu cap. Dacă vreau să observ lumea îndeaproape, să o cunosc în diferite ipostaze, if we want to understand the way we think and act today, we need to look at where we've come from. Gravity has completely gone away. Dacă vreau să îmi aprindă cineva imaginația, something's gone horribly wrong, să petrecem un moment împreună. Vin aici, în locul unde inima îmi bate mai repede, iar mintea mi e liberă să gândească. Să exploreze marile întrebări. Is there any evidence of like a kind of higher
intelligence. Acesta este canalul meu, BBC Knowledge, minune împărtășită. Ia-ți un pachet cu televiziune de la RomTelecom și ai inclus canalul BBC Knowledge. Comandă acum la 1930 pe romtelecom.ro sau în magazinele noastre. RomTelecom. Televiziune, internet, telefonie.